Bun găsit, dragi prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Peștișorul de Aur. Termometrul arată cam 20 de grade, așa. Asta înseamnă că nu este foarte cald, ținând cont că ne aflăm în cea de-a doua lună a anotimpului... A cărui anotimp? Anotimpului vara, așa este. Este cea de-a doua lună, adică luna iulie, numită popular și, ia să vedem, știți voi cum se numește popular această lună? Cum se numește popular, Elena? Cuptor. Cuptor, așa este. Și știți foarte bine că în cuptor este foarte cald. De aceea am spus că temperaturile nu sunt foarte ridicate. Chiar dacă ar fi trebuit să fie, nu? Pentru că mie mi-a arătat termometrul azi dimineață 20 de grade și în cuptor sunt mult mai multe. Ei bine, dragi prieteni, eu sunt Carina Bechir și după cum bine știți, vă aștept alături de noi până la orele 12, pentru că trebuie să ne distrăm împreună. Astăzi m-am gândit să facem mult mai multe joculețe, că știu că aceasta este dorința voastră, dar bineînțeles că o să și dansăm alături de prietenele care îi oferă câte un dans peștișorului în fiecare weekend și fetele care îi cântă peștișorului, da? Deci vom și cânta. Ce să vă mai spun eu? Vă mai spun că... noi o să plecăm la mare de sâmbătă viitoare, așadar nu ne mai întâlnim cu voi aici, dragi prieteni, două săptămâni, pe data de 11 și pe data de 18, nu o să fim aici, dar dacă veniți și voi la mare în stațiunea Olimp, veți fi alături de noi și vom face acolo emisiunea Peștișorul de Aur, nu știu, cu jocuri mult mai interesante. Dar dacă nu aveți ocazia să ajungeți la mare, noi vă lăsăm în fața micilor ecrane și ne puteți urmări de acolo foarte bine și foarte liniștiți. Și poate în vara aceasta veți ajunge și voi în final la mare. Deci emisiunea va fi, dar nu va avea loc la locul nostru de întâlnire pe care îl știți din Buzău. Poate sunt copiii care au plecat deja la bunici, da? Acest lucru ne duce cu gândul la... La ce vă duce voi, pe voi cu gândul când ne gândim la bunici, la țară, la peripețiile care se întâmplă acolo, la țară? La ce vă duce cu gândul? La? Amintiri din copilărie. La amintiri din copilărie, așa este, la amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă. Sper ca și voi să aveți amintiri la fel de drăguțe și chiar dacă sunteți la bunici să ne urmăriți de acolo și să rămâneți alături de noi, pentru că o să fim toată vara alături de dumneavoastră. Acum trebuie să alegem ajutorul și profesorul de sport, pentru că nu vrem să pierdem foarte mult timp astăzi, că vrem să facem cât mai multe jocuri și să fie cât mai distractiv. Ia să vedem, uite, o să vină profesor de sport, o să fie Roberta. Roberta o să fie profesor de sport și ajutorul meu de astăzi o să o las pe ea să aleagă pe cine vrea. Ia să vedem, Roberta, pe cine alegi tu, ajutorul meu de astăzi? Să mă ajute pe Ilona? Pe Ilona, gata! Deci Ilona este ajutorul meu de astăzi, iar Roberta este profesorul de sport. Ilona, o să te rog să aduci microfonul, dar să știi că acesta nu este pe măsuța peștișorului. Este acolo la colegul nostru. Gata, facem roșii de microfon imediat. Dăm drumul și la microfon, vedem și dacă funcționează. 1, 2, gata, e perfect totul. O să te rog și pe tine, Roberta, să fii aici mai pe centru, da? Haide, uite, mai e aici, da? Ca să ne... încadrăm bine acolo, ia uite așa, suntem bine, gata. Și o să rog pe Ilona să-ți adreseze un set de întrebări, așa cum trebuie să facă un adevărat reporter, pentru că acum tu ești ca un reporter, da, Ilona? Și după aceea rolurile se schimbă. Nu se întâmplă acest lucru și la știri, dar îl putem face noi. Ia să vedem noi cum ne descurcăm. Roberta, care este culoarea ta preferată? Rozul. Trebuia să știu. La ce școală să te dea? O să m-am înscris la școala 1. Câți ani ai? 5 ani și 7 luni. Atunci o să
Care e mâncarea ta preferată? Salata biof. Care e ultima ta snaipă care ai făcut-o? Julitura asta. Cum ai făcut-o? Am făcut-o la tenis, că m-a lunecat pe linia aia din jurul zgurei. Am înțeles. Acum, Roberta, ce zici? Iei și tu un interviu Ilonei, te descurci? Da? Ia să vedem ce întrebări o să-ți adreseze ție, Roberta. Câți ani ai? 8. Care e culoarea ta preferată? Albastru. De ultima dată mai pe care ai făcut-o tu? Nu știu de... A, la mare... Nu mai știu ce am făcut la mare. Nu am făcut niciodată mai de curând. Bine, altă întrebare. Care e mâncarea ta preferată? Pizza. Păi, ia să mai întrebăm noi pe Ilona ceva. Dacă ea tot este un copil atât de cuminte și nu face trăznăi, o să întrebăm care sunt dorințele ei pe care ar vrea să îi le îndeplinească Peștișorul de Aur. Dacă toți suntem la emisiunea Peștișorul de Aur, trebuie să punem cât mai des întrebarea aceasta. Prima dorință ar fi să fiu cea mai bună cântăreață. A doua dorință ar fi... să fie familia fericită și a treia dorință să am noroc în viață. Să ai noroc în viață. Foarte frumos, Ilona. Atunci eu zic că Peștișorul o să-ți îndeplinească cele trei dorințe. Dar acum o să întrebăm și pe Roberta care sunt cele trei dorințe pe care și-ar dori să îi le îndeplinească Peștișorul de Aur. Ia să vedem, Roberta, ce ți-ai dori tu să-ți îndeplinească Peștișorul de Aur? M-aș duce la Fântâna Dorințelor ca să-mi doresc să fiu cea mai bună cântăreață pentru Peștișor și cea mai bună tenismenă. Cea mai bună tenismenă. Dar unde este fântâna aceasta? Că ai zis tu Fântâna Dorinței, unde e? În Italia, la verișoara mea. Am înțeles, că mă gândeam poate ajungem și noi acolo, dar cine știe, dacă plecăm la mare, poate o să ajungem și în Italia, nu? Îmi trebuie o zi și o noapte să ajung acolo? Cine știe, Peștișorul ajunge mai repede, că el este un peștișor și cum ne îndeplinește dorințele, eu zic să ne punem întreaga echipă această dorință și să ne ducă și pe noi la Fântâna Dorințelor și să ne îndeplinească toate dorințele, nu trei dorințe, ci mai multe dorințe, că noi suntem mai mari și merităm măcar 6 dorințe. Acum o să o rog pe Roberta să meargă acolo în fața noastră, da? Avem și banderola pentru profesorul de sport, dragă Ilona, uite acolo pe... Gata, am luat și banderola. Iar pe cei mai înalți rog să vină mai în spate, da? Cei mici rămân mai în față. Este perfect așa. Și acum o să dăm start rubricii Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos.
tot a luat sfârșit. Profesoara noastră de sport a fost plină de energie și a executat cu voi niște mișcări mai, nu? Mai energice. Așa, uite, am să ofer și eu câte o invitație la film Robertei și Ilonei, pentru că ele sunt ajutorul, respectiv profesorul de sport de astăzi. Da, mulțumim și noi sponsorului nostru, cinematograful Dacia. Și, nu știu, să vă duceți la un film frumos, da? Pentru copii. Așa, să vă duceți împreună, că dacă voi toți sunteți prietene, zic că s-a nimerit perfect acest lucru. Acum noi putem să ne jucăm ceva, pentru că văd că nu avem prieteni noi. Sau avem prieteni noi? Avem prieteni noi, ia să vedem, doi prieteni noi. O să vă rog pe restul să mergeți pe canapeluțe, da? Și pe cele care nu mă cunosc să rămână alături de mine, da? Ca să facem cunoștință cu cele două prietene ale peștișorului. Ia să vedem, fetelor, cum vă cheamă? Mihaela și? Bianca. Mihaela și Bianca. Și cum de ați venit voi la emisiunea noastră? Cine v-a adus? Eu am venit cu prietena mea, Maria. Tu ai venit cu prietena ta, Maria, iar tu? Prietena mea, Alexandra. Cu prietena ta, Alexandra. Și voi ne urmăreați mai de mult? Adică știați de emisiunea noastră? Sau ați aflat așa de curând? Nu, ne știați de mai de mult. Păi, uite, să-mi spuneți unde învățați, să-mi spuneți ce vârstă aveți, ca să vă cunoască și pe voi, telespectatorii noștri, mult mai bine. Mai tare puțin, mai tare. La Căpățânești învăț. La Căpățânești și ce vârstă ai? 12. 12 ani și pe doamna învățătoare, cum o cheamă? Adelina. Am înțeles, uite, putem să o și salutăm dacă vrei de aici, de la Peștișorul de Aur. Cine știe, poate din întâmplare se uită la noi. Iar tu unde înveți, ce vârstă ai? Eu învăț la școala Potoceni și am 11 ani. Și ai 11 ani și pe doamna, cum o cheamă? Tere Mariana. O salutăm, da, haideți să o salutăm și pe doamna. Voi ați rugat pe cineva să se uite astăzi la voi la emisiune, ținând cont că veniți aici la Peștișorul de Aur. V-ați anunțat prietenii, rudele să se uite. Pe cine ați rugat voi să se uite la voi? Pe verișoara mea. Pe verișoara mea și pe fratele meu. Pe verișoara și pe fratele. Atunci salutăm și noi și îi așteptăm poate chiar să facă parte din spectatorii noștri care stau aici alături de noi în fiecare sâmbătă și le mulțumesc foarte mult pe această cale. Dacă tot a venit timpul urărilor și tot am vorbit și de amintiri din copilărie la începutul emisiunii, zic să-i salutăm și pe prietenii noștri din Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos, pentru că ei sunt alături de noi duminica. Emisiunea se vede la ei duminica de la ora 10. Îi salutăm de aici, de la Peștișorul de Aur, și le transmitem ca de obicei invitația ca atunci când trec prin Buzău să nu ezite să vină la noi, să nu evite să vină la noi dacă este sâmbătă și este ora 10, da? Pentru că altfel noi nu suntem aici. Ne puteți lăsa și un mesaj pe pagina noastră de Facebook, acolo unde puteți găsi fotografii din cadrul tuturor emisiunilor. Puteți să vedeți și activități se întâmplă în cadrul emisiunilor noastre. Iar acum o să trecem la un joc, pentru că tot am făcut cunoștință cu noile noastre prietene. O să le ofer câte un smiley, deși acest lucru trebuia să-l facă Ilona. Ilona, trebuia să vii să mă ajut cu smiley aici pentru cele două invitate, dar lasă, pentru cele două prietene ale peștișorului. Acum gata, lasă că m-am descurcat singură, ce să mai zic. Și să facem un joc, da? Bine, atunci eu o să vă propun așa, să veniți toți lângă mine, să facem un joc de început cu toți, da? Să ne așezăm pe covoraș în semicerc. Da? Dar în semicerc, nu în fața mea. Dacă vă așezați în fața mea, se formează cerc, da? Să în semicerc, ca să... Voi acolo nu vă mai vedeți, da? Trebuie un semicerc cât mai larg. Să, nu trebuie să fiți mai aproape de mine, că o să vedeți, e telefonul fără fir, știți cum se joacă, nu? Haideți să vedem, așa, veniți aici. Gata, e perfect, și eu stau aici, da? Și haideți să vă spun cum facem. Deci, stați așa că nu-i bine, cred că unde m-am așezat eu, că m-am așezat aici în centru și trebuia să mă așez într-un lateral. Și nu putem să-l pornim de aici. Deci, eu spun un cuvânt, da, vă spun la ureche, pornim așa de la jumătate, de aici, și te duci tu și... Nu, hai că este mai complicat. Uite, o să te rog pe tine să vii aici, da? Așa, gata. Am schimbat puțin locul.
Deci, eu spun un cuvânt. Eu spun un cuvânt și vedem la ce se ajunge, da? Ce înțelegeți voi. Dar nu aveți voie să repetați de două ori cuvântul. Dacă vecinul vostru nu a auzit ce ați spus, asta este. Spune ce a înțeles, da? Mai departe. Da? Bine, haideți să începem. Și o să ia repede microfonul de pe măsuță, da? Ca să îl dea prietenului nostru, să vedem la ce cuvânt s-a ajuns. Gata, ia să vedem noi ce cuvânt. Mașină și am pornit de la elev. Nu știu, ia să vedem noi cine n-a înțeles așa. Tu ai înțeles boboc, deci pe acolo a fost boboc. Boboc. Și cine a mai înțeles elev? A înțeles cineva elev? Ce a fost acolo? Floare, pe acolo a fost floare. E, dar e bine că am avut așa. Elev, floare, boboc și s-a ajuns la mașină. Ne mai jucăm? Bine, dar acum știți cum facem? Uite, acum vii tu în locul meu, tu spui un cuvânt, da? Sau nu, nu, haideți, lăsați așa, da. Așa, și tu te muți de acolo. Tu te muți și vine Andra în locul tău, da? Așa, ca să mutăm mereu capetele, să fie altcineva în capete. Ce cuvânt am ajuns la? Pitic. La pitic. Și am pornit de la? Peștișorul de aur. Peștișorul de aur, vedeți? E distractiv? Da. E distractiv. Bine, atunci acum o să schimbăm iar, da? Uite, în locul Andrei o să vină Alexia. Alesia? Alesia, da? Așa, iar aici în locul Alexandrei o să vină Maria, da? Și uite, acum începem din partea aceea. Vreți să începem din partea aceea? Așa, ca să schimbăm ordinea. Haideți! Deci tu ești prima care îi spui cuvântul lui la ureche, da? Ce cuvânt vrei tu? Ca să nu fie la microfon, să noi să nu-l știm. Frumos. Frumos și am pornit de la frunză. Deci am pornit de la frunză și am ajuns la frumos. Acum ne mai schimbăm, da? Haideți, uite, o să vină Mihaela acolo, da? Gata. Și acolo o să se ducă Ilona, da? Tu poți să te duci în locul Ilonei. Pornim de la Ilona sau de aici? De unde vreți? De la Ilona. Bine, de la Ilona pornim. Să vedem ce s-a înțeles. Șoarece matale. Deci șoarece matale. Și am pornit de la? De la? Pizza. De la pizza. Eu am înțeles peștișorul cel mai tare. Eu așa am înțeles.
și a înțeles șoricelul. Cine știe, poate să facem emisiunea Șoricelul de plumb. Haideți să mai ne schimbăm, da? Sau vă puteți schimba așa, uite, haide Roberta, du-te tu acolo. Și acum Bianca. Pornim de aici de data aceasta? Bine, gata, pornim de la Bianca, da? Carioca. Am ajuns la Carioca și am pornit de la? De la Frunze, la mine a ajuns Frunze, deci a fost ok. Mai ne schimbăm puțin? Bine, până la pauza publicitară mai avem timp să ne jucăm. TV Sud-Est, s-a înțeles bine. Și noi am pornit de la? De la Dunăre. De la Dunăre, eu tot Dunăre am înțeles. Deci aici nu s-a stricat telefonul, n-a fost fără fir chiar de aici. Mai ne schimbăm și o să începem de acolo, da? Nu contează, important e să vă mișcați. Pornim de la Alina, da? Nu, n-am pornit de la furrun. Unicorn. Unicorn, da, unicorn. A fost mai ușor să spuneți frunze, nu? Ne mai mutăm o dată. Păi trebuie să te muți de acolo și să vină altcineva. Cine n-a fost niciodată într-un capăt? De unde vreți să începem? Începem de aici? Tu ai mai început odată? Bine, atunci începem de acolo. La ce cuvânt s-a ajuns Alesia? A ajuns la cuvântul șapcă. Cu șapcă am început. Foarte bine! Deci am reușit să facem ca telefonul nostru să fie fără fir de data aceasta. Și pentru acest lucru o să intrăm și noi într-o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi pentru că avem mult mai multe jocuri. Publicitate! Revenit din pauza publicitară, suntem în direct la emisiunea Peștișorul de Aur, aici unde le am alături de mine pe prietenele Peștișorului. De fapt, i-am alături de mine pe prietenii Peștișorului. Astăzi au venit să ne danseze, să ne cânte și să se joace, pentru că, fiind vacanță, trebuie să ne jucăm cât mai mult. Așa este, în prima parte ne-am jucat telefonul fără fir și pe parcursul emisiunii de astăzi vom avea mult mai multe jocuri. O să o invit acum pe Ilona să ne cânte o piesă, da? Să ne cânte Peștișorul de Aur, că dacă toți suntem la emisiunea Peștișorul de Aur, microfonul verde?
celălalt, ia uși, celălalt trebuie, ia stai, gata, ne auzim bine și în acesta. Ilona o să ne cânte piesa cu peștișorul de aur, după care o să o avem alături de noi pe Elena Tarău, o să o avem alături și pe Alina, și pe Roberta, și pe Alesia, și pe fetele care ne dansează, da? Și trupele care ne dansează, da? Blue Angels și King's Dancing, da, așa? Și ne mai și jucăm, da, așa este, dar acum o să o ascultăm pe Ilona cu piesa Peștișorul de Aur. De ori eu îmi doresc ca într-o bună zi peștișorul să-mi gândesc, bine ar mai fi. Eu la pescuit să fiu, să mă relaxez, peștișorul auriu eu să îl salvez. De-ar veni un peștișor și o dorință ar împlini, mi-aș dori să pot să zbor numai un minut pe zi. De-ar veni un peștișor, scuție părul. Ia uitați-vă la prietena noastră Ilona, ce păr lung are ea. Ia să vă uitați. Stați așa, să o filmeze colegii mei, să se vadă. Stai puțin, Ilona, te mai țin așa. Ia uitați ce păr lung are. Cum era, Rapunzel sau cine avea părul așa lung? Rapunzel, nu? Așa avea părul atât de lung. Și Rapunzel, nu? Și venea, și venea prințul, nu? Unde venea prințul? La castel vedea prințul. Și așa așteptați și voi? Un prinț? Să vină un prinț. Cât mai mulți prinți să vină la noi la emisiune, să ne curteze prințesele. Ce vrei tu să-ți faci? Când o să fiu mare, vreau să locuiesc într-un castel. O să vezi tu mai târziu că nu este foarte frumos să fii, să locuiești într-un castel, că o să fii percepută un pic mai ciudat. Dar, uite, și colegii mei își doresc să locuiască într-un castel. O să iei și pe tine, pe ei la tine în castel? Ca paznici poți să iei. Da? Pe toată lumea. Deci o să ai așa un castel mare și o să dea petreceri împărătești, nu? O să chem pe toată lumea cine vrea la castel. Pe toată lumea. Deci invitația este adresată de acum. Colegii mei vor să stea definitiv la tine la castel, dar ți-am spus, există locuri și de paznic și poți să-i pui să fie paznic sau pot face emisiunea Peștișorul de Aur de acolo, de la castel. Ce frumos visăm noi aici. O să o invităm pe Elena Tarău acum să ne cânte și ceva, dar trebuie să facem o horă, da? Un semicerc. Rămâneți așa în semicerc
și veniți aici alături de prietena noastră Elena, care are un costum foarte frumos. Și astăzi a venit pregătită cu două piese, așa este, Elena? Da. Ce piese ne vei cânta? Te caut necă de o lună și mă uitai din deal în vale. Deci două piese și prima care este? Te caut necă de o lună. Te caut necă de o lună. Vedeți, prinții Neica se potrivesc într-un fel sau altul, iar noi o ascultăm pe Elena Tarău. Pentru Elena, ea o să ne cânte și cea de-a doua piesă, ca după aceea să se schimbe și ea și să participe și ea la jocurile noastre, că în acest costum e mai greu așa să te joci și tu. Elena, care este cea de-a doua piesă? Mă uitai din deal în vale. Mă mutai sau mă uitai? Mă uitai. Mă uitai, mă uitai din deal în vale. Să o ascultăm în continuare pe Elena cu cea de-a doua piesă. Mă uitai din deal în vale, măi, măi,
pentru Elena, aplauze pentru acest costum frumos. Și acum, Elena, ne spui și la ce spectacole ai mai participat, la ce serbări te-ai mai dus, sau cum a fost cu sfârșitul de an școlar? Ai cântat la serbare la sfârșit de an școlar? Da. Ai cântat și ce piese ai cântat? Nu-ți mai amintești, nu? Dar ai cântat mai multe? Două piese. Două piese. Și ce au zis părinții colegilor tăi, colegii tăi, te-au aplaudat? Da. Au zis că tu cânti foarte frumos, nu? Da. Bine, Elena, atunci îți mulțumim încă o dată, o să te rog să dai microfonul, iar noi acum o să ne jucăm ceva, da? O să vă rog pe toți să mergeți pe canapeluțe și o să ne jucăm jocul cu o minge. O să avem o minge, da? O să o rog pe Ilona să-mi aducă. Adu-le pe amândouă. Așa, lăsăm mingiuțele aici, lângă mine, da? Așa, și am nevoie și de două scaune. Ia să vedem, ajustui Ilona. Unul aici, unul acolo, da? Unul acolo, lasă-l acolo, da? Așa, gata. Și unul aici. Ele sunt din plastic, nu sunt foarte grele. Așa, aici. Gata. Avem două scaune, două mingiuțe fermecate, sau cum vreți să le numiți, și mulți copii dornici de distracție, da? O să formăm două echipe. Stați puțin să mai împing puțin scaunul acesta. Cam așa, cam mai acolo, gata. Nu ridicați mâna, că știu că vreți să vă jucați toți și am să formez eu echipele, da? Așa, gata, ca să fie cât mai simplu. Uite, în prima echipă o să fie... Elena, tu poți să te schimbi să nu stai îmbrăcat așa, să poți să te joci și tu, da? Tu du-te să te schimbi și te aleg după aceea la jocul următor. Așa, uite, și o să vină alături de mine, uite, o să vină Maria. Maria, da, Maria, uite, la o echipă. Maria, tu stai acolo, da? Maria cu Alina, la altă echipă. Alina e la altă echipă, da? Alina acolo, lângă Maria, da? Și acum, în echipa Mariei merge și Alessia, la Maria, da? Aici. Da, în spatele covorașului stați voi. Haideți să ne așezăm deja în ordinea care trebuie. Așa e, perfect. În echipa Alinei merge și... Cum? Florentin... Maria? Maria, a treia. Tu. Maria, da? Maria, așa, Maria, la Alina, acolo în echipă. Acum vine și în echipa Mariei, uite, merge și Alexandra, da? La Maria, da? Așa, în echipa Alinei merge și Patri, la Alina în echipă, da? Așa, la Maria merge și Andra. Cine nu se joacă în tura aceasta, ne mai jucăm o dată. Toată lumea se joacă, da? Ia să vedem, 2, 4, 1, 2, 3, uite, în echipa, acolo merge și Carina, cu Patri, da, acolo, cu Alina. Așa, în echipa Mariei mai merge și Bianca. Și în echipa Alinei merge și Ilona. Și acum, fiecare echipă primește câte o mingiuță fermecată. Voi restul nu vă supărați pentru că o să vă jucați tura viitoare, da? Deci nu vă supărați, voi acum faceți galerie și tura următoare vă jucați și voi. Așa, ce trebuie voi să faceți? Stați că nu v-am arătat. Deci cu mingiuța... trebuie să o rostogolim, deci nu mergem cu ea în mână. O rostogolim așa, ca un pepene, ne imaginăm că este un pepene, da? Dar cu mâna, cu mâna, cu mâna, cu mâna, ocolim obstacolul, ne întoarcem la echipa noastră, dar nu aruncăm mingea așa, da? Cine arunca mingea așa cum am făcut eu și ajunge mingea mai repede la colegul de echipă, este descalificat și echipa lui începe iar, da? Sau mai repetă el runda odată, mai bine așa, mai repetă runda odată. Ce ziceți, trebuie să facem vreun joc de probă?
Bine, dacă facem un joc de probă, atunci numai cele două merg odată cu mingea și se întorc fără să fie descalificat nimeni, da? Și după aceea pornim iar. Sau ați înțeles despre ce-i vorba? Facem un joc de probă, dar voi obosiți, să știți. Da? Deci fără joc de probă, mai bine. Bine, deci e jocul pe bune. 3, 2, 1, start! Așa că nu aveți voie să împingeți mingea. Cine împinge mingea? Avem o echipă câștigătoare, echipa formată din Alessia, Maria, Alexandra, Andra și Bianca. Bravo pentru cele 5 fetițe, eu o să vă ofer un smiley. Ia uitați, vă ofer câte un smiley. Ia stați așa. Stați puțin. Aplauze încă o dată pentru câștigător, da? Uite, pe mânuța cealaltă. Și acum știți cum facem? Echipa câștigătoare rămâne, da? Și se joacă cu cei care au rămas. Dacă voi sunteți încă patru, stați așa, voi cinci mergeți la loc. Cinci, cei care s-au jucat, cei cinci. Cei cinci care s-au jucat merg la loc. Voi, echipa câștigătoare, mai vă jucați odată, da? Mergeți acolo și vă mai jucați odată. Ca premiu primiți încă o tură de joacă, tot în această echipă. Și acum voi vă jucați, da? Voi sunteți cealaltă echipă, adică Elena cu Roberta, cu Daniel, cu Bianca și cu Mihaela. Fix cinci, da? Perfect. Deci aveți și voi o minge. Mingiuța. Deci știți ce aveți de făcut, da? Nu împingem mingea mai tare, pentru că o să reluăm runda, da? Bine. Așteptați să dau startul. 3, 2, 1, start! Echipa câștigătoare este formată din Elena, Roberta, Dănuț, nu? Bianca și Mihaela? Mirela? Mihaela, am zis bine. Veniți aici în față să vă vadă toată lumea, să primiți și voi un smiley. Ei, numai cei care ați câștigat, atât. Uite, vine Ilona acum și vă pune câte un smiley pe mânuță, câte un smiley verde. Așa, câte un smiley verde și s-a jucat toată lumea, da? Acum o să o invit alături de mine pe... Ia să vedem noi, a venit Carina sau Patrick cu vreo jucărie? Fetelor, vreți să prezentați ceva? Ai venit, Carina, să ne prezinți ceva? Ia să vedem ce ne prezinți tu astăzi. Uite, am aici un microfon. Pe voi toți ceilalți vă rog să mergeți pe canapeluțe, să duceți mingiuțele acolo, da? Și să vedem ce ne prezintă astăzi prietena noastră, Carina, la rubrica Și eu sunt prietenul vostru din lumea necuvântătoarelor. Da. Din lumea jucăriilor. Da. Azi o să v-am adus câteva lucruri cu frunză. Cu ce? Cu frunză. Păpușa fiind aceasta, da, nu? Da, și uh-huh.
Eu o să am aici o mingiuță cu Frozen. Aici scrie Frozen Disney. Frozen, da? Da. Așa. Este cu Olaf, Anna și Elsa, Anna și Elsa. Așa. Și Ren. Să nu ne mai spui de unde le-ai cumpărat, da? Da. Așa. Aici am pe păpușica Anna, sora Elsei. Dar de ce are picioare galbene? Are dresuri. Am înțeles. Are dresuri, dar ia să văd, are dresuri? Da. Nu are dresuri. Așa este ea făcută. Așa este ea făcută, da. Am înțeles, e galbenă toată, da. Ia să vedem, întoarce și capul. Da. Deci ea, cine este? Anna? Da, Anna. Și Anna, ce face Anna? Nu face nimic. Anna nu face nimic, am înțeles, ea. Dar are pistrui. Da. Ție ți se pare simpatică? Da. Mie mi se pare amuzantă. Am și pe Elsa, sora ei. Și ochii aceștia înfricoșători, așa. Ia uitați-vă un pic la ea, fiți atenți. Și mai am o brățară la mână. Este așa. Cu Elsa, sora. Deci asta este sora ei, da? Da, da. Și am o brățară cu Elsa. Și ele se înțeleg? Da. Cele două se înțeleg? Da. Nu e desenul ăla animat de o îngheață pe una și tot așa? Da. Păi și nu se înțeleg. Ba da, decât că Elsa avea puteri magice în mâini și tatăl ei când era mic a băgat, i-a pus niște mănuși în mâini ca să nu mai poată să mai facă puteri și i-a făcut din gheață un palat. Din gheață. Am înțeles. Și a venit și el, Anna și nu s-a înțeles și... O grămadă de probleme pe capul lor. Da. Astăzi o să vă spun o poezie cu păpușica și mingiuța. Ne spui și o poezie? Da. A, perfect. Atunci, uite, mergi mai în centru aici. Așa este, perfect, Carina. Și te ascultăm. Păpușica mea plânge și e voie de ea. Că m-am făcut mare, nu mă mai joc cu ea. Mașinuța mea plânge și e voie de ea. Că m-am făcut mare, nu mă mai joc cu ea. Nu mă mai joc cu păpuși, nu mai ascult povești. Vreau să pun întrebări despre ce le numești. De ce nu am în curte un pui de elefant? De ce n-a ajuns ca tata cu mâna la tavan? Și spune mama, lasă, pe toate să le înveți. Când ai să mergi la școală, dar mai întâi să crești. Nu mă mai joc cu păpuși, nu mai ascult povești. Vreau să pun întrebări despre ce le numești. Mulțumesc! Aplauze pentru Carina! Carina, vezi că ai zis foarte frumos poezia. Mulțumesc. Și cu intonație, așa, foarte da. Frumos. Da, ai învățat la grădiniță da. Poezia? Ai învățat la grădiniță? Da. La grădiniță, foarte frumoasă poezia și cu intonație. Am două mesaje de... Două mesaje, noi te ascultăm, uite, rămâi așa să te vadă colegii mei și să transmiți și cele două mesaje. Tati, te iubesc, vreau să vii aici să mă vezi și pe mine. Diana, te iubesc și te ador. Cine este Diana? Este verișoara mea. Verișoara ta, deci da. O salutăm și noi pe verișoara Carine. Și pe mamaie. Și pe mamaie, păi da. Pe mamaie păi mama până... e Mia mea. Mama e Mia, da. Da. Mama lui mami. Mama lui mami, uite, da. Uite-te acolo la cameră. Mamaie, te iubesc, vreau să ai grijă de Robert. Și să mă iubești și pe mine, vă iubesc pe toți. Și eu, mami. Și pe mami, da? Mami, te iubesc, te ador. Și pe Pati. Pati, Patricia. Pati, te iubesc, ești cea mai bună prietena mea, Pati. Și tu, mami. Ia uitați-o, Patricia s-a emoționat toată. Că i-a făcut Carina. Că i-a făcut Carina urară. A rămas cu cățelușul lângă ea, n-a mai zis nimic. Foarte frumoase mesajele tale. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară. Vreau să spui și ție. Ce îmi spui mie, ia? Ești cea mai frumoasă prezentatoare de la această emisiune. Mulțumesc! Da, de la această emisiune eu sunt singura prezentatoare. Da, decât că ai numele la fel ca al meu. Și asta nu-ți place? Da. Ba da! Îți place, nu? Da.
Am înțeles, bine, și mie îmi place, da. Și eu să-ți urez și eu un mesaj. Eu îți doresc mult succes în noul an școlar. Mulțumesc. Și să te pregătești din plin din această vacanță, da. De fapt să te bucuri de ea, pentru da. Că nu o să mai ai da. Timp foarte mult la dispoziție. Mulțumesc să te că m-ați joci după aceea. Mulțumesc să nu te primim cu mare drag. Noi primim pe toți copiii să vină aici alături de noi, mai ales copii veseli, așa ca tine, și care ne spun poezii frumoase. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim alături de ia uitați-o pe Patrick, gata, și a revenit și a venit să ia în brațe pe Carina pentru mesajul pe care i l-a transmis. După pauza publicitară mai prezentăm și alte jucării, mai și dansăm, mai și cântăm, mai ne și jucăm, dar acum e publicitate. Deci Patri astăzi ne-l prezintă pe Bobby. Uitați-l pe Bobby, care o să vedem imediat ce face Bobby. Ia stai să vedem, uite, eu simt microfon. Stai puțin că îi dăm drumul acum. Mi-a șoptit așa, s-a oprit. Îi dăm drumul acum lui Bobby, ia stai. Gata? Așa, îl așezăm pe coboraș și tu ne explici ce face, da? Ia uitați-l pe Bobby, ce simpatic. Deci, să înțelegeți cum funcționează acest Bobby. Trei fluiere, da? Unul este roșu, unul este galben și unul este albastru. Steagul României. Și uitați, de fiecare dată când fluieră dintr-o anumită culoare, el execută anumite ordine, cum ar fi, nu? Pe albastru ce face? Merge. Pe galben? Ce-am uitat. Dă din cap și din codiță, nu? Da. Așa, și roșu? Latră. Latră la roșu, am înțeles. Deci acesta este Bobby. Uite, mai ne arăți odată? Nu pot, că s-a închis. S-a închis el? Aha, el se cântă singur. Deci, stai să-l lasă, așa, lasă-l pe microfonul jos. Mai îl deschidem o dată pe Bobby. Hai, ia, stai cu microfon. Bravo, Bobby. Și acum, Bobby, mergi, ia uitați-l pe Bobby, gata, execută toate ordinele. Și Patri a zis că are și-a de transmis trei urări, nu? Da. Trei urări? Pentru cine faci tu urările astea, Patri? Trei, am zis. Trei, pentru cine? Mami, te iubesc din tot sufletul. Ia uite ce urare frumoasă. Tati, și pe tine la fel te iubesc și vreau să vii să mă vezi. Să vin aici la Peștișor alături de noi, nu? Și Carina, fiind mai fost mereu alături, vreau să-mi fii și acum. Ia uitați-le pe cele două prietene. Dar și când o să vă certați odată, ce o să fie acolo? Azi, ia să mă gândesc. Voi vă mai certați din când în când? Nu. Nu vă certați niciodată. Așa să fie, niciodată să nu vă certați, pentru că voi sunteți atât de simpatice. Suntem colegi de Peștișor, de canto și de grădiniță. Și de grădiniță. A fost grădinița și la școală? O să fiți colegi și de școală? Nu, sunt în clasa 11, ea în clasa 1. A, la școala 11 și ea la școala 1? Da. A, dar o să fiți prietene de joacă? Da. O să fim mereu, că locuim... Nu. Alte. Nu locuiți nici departe, asta este perfect. Vă vizitați, nu? Vă puteți vizita, e totul perfect și în ordine. Acum o să-l luăm pe cățeluș, da? Și te invit pe tine la ziua mea. Mă invit la ziua ta? Păi am să vin cu mare drag, dar sper să nu fie sâmbăta viitoare, că o să fim la mare noi plecați. Oh. Cu Peștișorul de aur. Nu o să fie sâmbătă. Bine, atunci am să vin. Dacă nu este sâmbăta viitoare, vin cu mare drag. Îmi spui încă o dată când este, da? Mă anunți tu ora exactă și locația să vin. Stai să spun, e la Robinio. Am înțeles. Și o să vin acolo, da? Și e pe 25 august. Pe 25 august. Bine.
și când m-am născut este pe 25 august 2009. Atunci m-am născut. Deci tu te-ai născut în anul 2009, nu? 25 august 2009. 25 august 2009. Și tu când te-ai născut? În pe 9 martie 2009. Foarte frumos, fetelor, vă doresc mult succes în continuare și să rămâneți la fel de simpatice și la fel de amuzante, că voi sunteți foarte, foarte amuzante. Iar acum eu o să invit alături de mine trupa Blue Angels. Trupa Blue Angels, pentru că urmează și un dans, v-am promis astăzi, dansuri, cântece, jocuri. Da, lipsește Monica, așa este, și le avem alături de noi pe Maria. Maria și pe Mihaela, da? O să vă rog să dansați voi, fetelor, da? Deci trebuie să specificăm că trupa Blue Angels își realizează singură coreografiile și ele se întâlnesc în timpul liber și execută și stabilesc ce mișcări să facă pentru un nou dans la emisiunea Peștișorul de Aur. Să urmărim trupa Blue Angels! I'm coming.
aplauze pentru trupa Blue Angels. Am văzut și costumații, și coapură, la fel, și mișcările au fost executate foarte frumos. Felicitări, fetelor, eu vă mai aștept. Acum o să vă rog să rămâneți aici, pentru că o să o invit pe Alesia să ne cânte ceva. Și dacă tot ne cântă Alesia, trebuie să venim cu toții la dans. Alesia, care ea este Miss Peștișorul de Aur 2015. Nu, o să te rog să vii puțin mai lângă mine, iar pe voi ceilalți vă rog puțin mai în spate, da? Așa, Alesia, ia să vedem noi, la ultimul festival la care ai participat, care a fost? A fost Glasul Speranțelor, Taker Girl, unde am obținut locul 2. Felicitări, dragă Alesia! Deci v-am mai spus o dată că ea este Miss Peștișorul de Aur și va trebui la anul să predea coronița mai departe. Te pregătești? Foarte! Pentru acest moment, așa este. Până acum mă dau mare. Până atunci te dai mare și te bucuri tu în continuare de premiu, pentru că este al tău. Da. După aceea, tot o să rămâi Miss Peștișorul de Aur 2015, nu? Da. Așa este. Că vor fi alții și în anii viitori. Da, exact, în anii viitori. Tu cu ce piesă ai venit astăzi pregătită? Astăzi v-am pregătit piesa Îngerul meu. Îngerul meu. Și tu, dragă Alesia, ce clasă treci? Trec clasa a treia. Clasa a treia, am înțeles, dar te mai bucuri încă de vacanță, că bănuiesc că n-ai foarte multe teme. N-ai teme, nu? Vreo două caiete. Puținele, să zicem așa, că sunt puținele. Și să o ascultăm pe Alesia cu Îngerul meu. Acolo se rog pe colegii mei să filmeze
masa cu trofeele, pentru că o să invit alături de mine pe Roberta. Roberta, ia vino tu aici alături de mine și o să ne-o prezinți pe... Plușica. Plușica, ea este Plușica și Plușica doarme cu Roberta, așa este? Da. Plușica doarme cu Roberta în fiecare seară. O ai de mult pe Plușica? De când a venit tati o am. De când a venit tati o ai, deci nu o ai de foarte mult timp. O am din Irlanda. Din Irlanda ți-a adus-o pe Plușica. Ia, auziți cât a călătorit Plușica să vină alături de Roberta și să doarmă cu ea noaptea. Roberta, ne spui și despre ultimul tău prieten? Unde a fost ultimul concurs la care ai participat? La Techirghiol, nu? Da. La Techirghiol. Și ia vezi, e vreun trofeu din acelea de acolo al tău? Care e al tău? Ia să vedem. Uite, noi avem aici o masă cu trofee. Care este al tău? Amândouă sunt ale tale? Ia auzi, amândouă sunt ale tale. Uite. La Techirghiol n-am luat trofeu. N-ai luat trofeu, dar ai câștigat premiul? 3. Premiul 3 și avem diplome aici și premiu. Ia uitați, aici este premiul întâi la Festivalul Magia Muzicii. Aici avem, sper să nu fac vreo nefăcută, aici este Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tinere Mihaela Runceanu, unde ai câștigat locul întâi, da? Da. Și avem și diplomele aici ale Robertei, care Roberta, să știți că nu s-a apucat de mult timp de muzică, nu-i așa? Că tu cânti de... câteva luni. Vreo două luni sau vreo una. Vreo mai multe luni, așa, dar câteva luni, oricum, uite. Și cum o cheamă pe doamna ta de canto? Doamna Tatiana Răduță. Și o salutăm? Așa, hai să o salutăm. Îi transmiți un mesaj? Tatiana, te iubesc. Mulțumesc că m-ai învățat să cânt. A, foarte frumos, aplauze pentru mesajul pe care l-a trimis Roberta doamnei Tatiana. Iar acum eu zic că trebuie să ne cânti și nouă, nu? Sau ne cânti cu păpușa? Nu ne cânti cu păpușa. Ce piesă să ne cânti tu, Roberta, astăzi? Povești nemuritoare. Povești nemuritoare. Eu o să invit pe toți la dans alături de prietena noastră, Roberta, să dansăm pe melodia ei, Povești nemuritoare. Deschizi carte cu povești, un tărâm de bas mai sunt. Ascunse în mister și un palat înconjurat de ziduri până la cer. Dacă vrei să intri în palat, să rostești cuvântul fermecat, a fost odat ca niciodat. Eroi buni
aplauze pentru Roberta. Eu am stat alături de Plușica. Felicitări și pentru premiile câștigate. Iar noi acum, nu știu dacă mai avea timp să mai dansăm ceva. Mai avem timp să dansăm ceva. Uite, o să invit alături de mine trupa King's Dancing, da? King's Dancing, să vină alături de mine. Ea este formată din Alexandra, Bianca și Dănuț. Ei sunt cei patru membri ai trupei de dans King's Dancing. Să-i urmărim! King's Dancing, iar acum noi luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu ultima jumătate de oră de distracție și voie bună. Publicitate! Am revenit din pauza publicitară, suntem din nou în direct la emisiunea Peștișorul de Aur. Vă salutăm, dragi prieteni din Pașcan, Târgu Frumos și Hârlău. Bineînțeles și pe prietenii noștri din Buzău și cei care ne mai urmăresc de prin tot sud-estul României.
Vă fac anunțul că sâmbăta viitoare și sâmbăta cealaltă noi o să fim la mare. Așadar, dacă sunteți în această perioadă în stațiunea Olimp, vă așteptăm la emisiunea Peștișorul de Aur acolo, pentru că eu cu întreaga echipa Peștișorului de Aur ne vom duce la mare și îl vom distra pe Peștișorul de Aur. Sper eu să se întoarcă mult mai relaxat de acolo și cu mult mai mult chef de viață și voie bună, pentru că la emisiunea Peștișorul de Aur acest lucru se caută. Eu o invit acum pe Alina, o invit alături de mine, care ne va cânta și ea o piesă astăzi. Ce piesă ne cânti tu, Alina? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alina o să ne cânte piesa 1, 2, 3. O să o ascultăm pe Alina cu piesa 1, 2, 3, iar noi toți ceilalți o să dansăm. Acolo veți aplauda în timp în care voi cânta. 1, 2, 3, hai copii, aplaudați și mă acompaniați cu toții. 1, 2, 3, hai copii, 1, 2, 3 și super mai poate fi cu toții. Dar cu voi e altceva, parcă simt că zbor. Foarte frumoasă. Alina, ce faci? Gata, ne părăsești? Nu. Nu ne părăsești, nu? Ne faci o piruietă? Hai să ne faci o piruietă. Așa, ai și tu vreo urare de făcut? Te urmărește cineva de acasă? Vrei să transmiți vreo urare cuiva? Fratelui tău. Vreau să-i transmit o urare fratelui meu. Ce-i transmiți? Că e cel mai bun frate. Că e cel mai bun frate. Ia auziți ce mesaj frumos. Foarte frumos, Alina. Acum o să ne cânte și Ilona, pentru că mai are Ilona o piesă pregătită pentru voi, dragi prieteni. Ce piesă, Ilona? Este vorba despre piesa Vise și Minuni. Despre piesa cum? Vise și Minuni. Vise și Minute? Minuni! Minuni! Vise și minuni! Haideți că am surzit aici! Vise și minuni alături de prietena noastră Ilona și vrea să facă și un mesaj. Da, vreau să-i spun surorii mele că o iubesc. Că o iubești foarte mult! Ea se uită la tine? Se uită, da? Sau poate se uită în reluare, nu? Da,
luni, de la ora 14 până la ora 16. Ne puteți urmări pe TV Sud-Est în reluare. Iar prietenii noștri din Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos ne urmăresc duminica de la ora 10. Atunci noi ascultăm pe Ilona cu Vise și Minuni. Dar ai cântat-o la festival? Nu, n-am. Nici pe aceasta n-ai cântat-o la festival. Bine, dar ce piesă ai cântat la festival? La festival am cântat muzica. Muzica. Eu o să o invit alături de mine pe Carina, că văd că tatăl ei a auzit mesajul, nu, pe care i l-a transmis, să vină alături de ea și a venit. Cum te simți acum, Carina? Vino aici. Mă simt foarte bine acum. Văd că ești transpirată toată, alergi. Ești foarte fericită. Și tu te simți, da? Ai văzut, tati a auzit mesajul de acasă și a venit tot într-un suflet aici alături de noi. Da. Da? Trebuie să-i mulțumești acum. Mulțumesc, tati, că ai venit alături de mine. Da, și noi îi mulțumim că ne urmărește emisiunea, înseamnă. Acum o să invit pe Alesia, pentru că Alesia mai are și a pregătită o piesă, da? Pe lângă piesa Îngerul meu. Ai și tu, Patri, o urare? Ne o spui după ce ne cântă Alesia, da? Așa. Alesia ne-a cântat prima piesă Îngerul meu. Îngerul meu. Și cea de-a doua piesă? Cea de-a doua piesă se numește Vreau să trăiesc. Vreau să trăiesc. Atunci să o ascultăm pe Alesia cu piesa Vreau să trăiesc, de la piesa festivalul de la festival, unde a obținut locul 2. Aplauze pentru Alesia și veniți alături de ea ca să dansăm. Vreau
ești un copil când ești urmat de soarta lui. Greu, greu să dorești să-i dai chiar tot ce ai în suflet. Drum, drum neasemuit, plin de îngeri, cări și denunțări. Seninul tău de ce? Alături de mine pe Alexandra, pentru că ea, pe Maria, mă scuzați, deci am spus tot timpul cât a cântat Alexia, am tot spus Maria, 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 și când să o prezint, am invitat-o ca fiind Alexandra. Deci ea este Maria, să știți, Maria care face parte din trupa Blue Angels, nu? Și ne va dansa singură. De ce singură? Pentru că în trupă facem și cu trupa, da, și... Și individual, da? Am înțeles. Bine, atunci o să urmăriți o coreografie proprie realizată de Maria. Te gusta ser transparente, ser diferente entre tanta gente, seguir un sueño y no detenerse, tu luz brilla y ya se enciende. Yo no soy el zombie, yo no soy el ratón, amo mi camino y descubro quién soy, vivo con lo siento y estoy así cambiar. Soy diferente, única.
este mundo lleno de disfraces. Ser quien te gusta, ser transparente, ser diferente entre tanta gente. Seguir un sueño y no detenerse. Tu luz brilla y ya se siente. Yo no soy el sol y yo no soy el rapaz. Amo mi camino y descubro quién soy. Vivo como siento y eso me hace cambiar. Soy diferente, única, única. Yo no soy el sol y yo no soy el rapaz. Amo mi camino y descubro quién soy. Vivo como siento y eso me hace cambiar. Soy diferente, única, única. Aplauze pentru Maria, iar acum Patri a zis că mai are de făcut o urare, așa e, Patri? Atunci te rog să vii aici, uite aici, așa, și cui transmis tu urarea? Lui fratele meu. Să are mult, mult noroc la bac! Chiar că îi trebuie mult noroc la bac, îi urăm cu toții mult noroc la bac, nu? Dar a terminat cu bacul. Acum așteaptă rezultatele. Da, te iubesc foarte tare. Sunt convinsă că și el te iubește foarte mult. A mai venit și el de câteva ore aici cu tine la emisiune și avea grijă de tine. Deci te iubește și el foarte, foarte mult. Mama te trimitea că ea voia să-ți ia liber câteva zile. Voia să-și ia liber de la peștișor, gata, nu? Nu? Ea vrea să meargă mereu cu mine, oriunde mă duce, fiindcă e cea mai bună mamă. Și e chiar acolo. Uitați-o și pe mama Patriciei, da, ea e cea mai bună mamă, pentru că asta i-a transmis Patri, da? Uite, ți-a transmis și un pupic și acum ne jucăm? Ne jucăm? Bine, gata, haideți să ne jucăm repede, dar stați pe canapeluțe, că vă anunț eu cum ne jucăm. Formăm două echipe din câte trei membri. Uite, într-o echipă vine așa. Din trei membri. O echipă vine așa, alături de mine. Uitați, vine repede, repede, vine Carina. Vine Carina într-o echipă, alături de Maria. Maria, da. Alături de Maria și alături de Mihaela. O echipă, da? Și cealaltă echipă o să fie alcătuită din Alina, din Bianca și din Patricia. Deci o echipă și o echipă, da? Și stăm acolo, trei. Da? Trei, trei, așa, un șir indian, cum e până acum. Haideți repede, că dacă n-avem timp, nu ne mai jucăm de mai multe ori și o să vă dau și premii la acest joc, dacă ne organizăm repede. Deci voi trei într-o echipă, în spatele covorașului, acolo, da? În spatele covorașului, acolo, repede, repede. Haideți să vă mobilizați repede. Și eu am aici două boluri, da? Unul este cu o dungă albastră și unul este cu o dungă roșie. Uite, roșu este la echipa Carinei, da? Și albastru este la echipa Patriciei, da? Aici am pietre fermecate, da? 20 de pietre fermecate. Vi le arăt. Ia uitați-le, sunt fermecate, sunt diamante, sunt... Poate vin hoții aici alături. Bine, vin și ei să se distreze.
Eu am să împrăștie aceste pietricele pe covor și în momentul în care zic star, voi nu stați așa, am greșit când am zis șirintian, trebuie să vă așezați așa, ca într-o linie dreaptă, da? E perfect, dar în spatele covorașului. Și eu împrăști toate pietricelele, iar voi atunci plecați repede și în funcție de echipa din care faceți parte, trebuie să strângeți cât mai multe pietricele de pe covoraș și să le duceți în cutiuța echipei voastre. Da? Adică, dacă sunteți Bianca, Patricia sau Mihaela, duceți pietricelele în cutia cu albastru. Dacă sunteți Carina, Alina și Maria, duceți pietricelele în cutia roșie, pentru că altfel puneți puncte pentru echipa cealaltă. Nu aveți voie să strângeți de pe covoraj mai mult de o pietricică, da? Deci nu luăm mai mult, nu adunăm mai multe și le ducem acolo pe toate, da? Pentru fiecare pietricică trebuie să executăm câte un drum. Eu o să pun aici, uite, Alesia și cu Ilona o să se uite la cele două recipiente să vadă cine pune mai multe pietricele. Cine pune mai multe pietricele îmi spune și le dau toate pietricelele jos, da? Și o să pierdeți. Deci eu arunc pietricelele și după aceea zic star, da? 3, 2, 1, start! Câte o pietricică, da? Cine a pus două pietricele? A pus cineva două pietricele? Cine a pus? N-a pus două. E, lăsați-le acum. Gata. Haideți să vedem câte pietricele s-au strâns. Ia să vedem. Ați strâns toate pietricelele? Gata. Iar eu acum le număr repede. Da, doar o să vă rog pe voi să vă duceți acolo la linia de start. Să văd câte pietricele a strâns echipa roșie. Echipa roșie a strâns două, 4, 6, 8, 10, 11. Asta înseamnă că în partea cealaltă trebuie să fie 9 pietricele. Deci echipa câștigătoare este echipa formată din Maria, Carina și Alina. Voi veți primi câte o invitație la film. O să rog pe Ilona să ne aducă repede, repede invitațiile la film. Veniți aici în față să primiți premiul, da? Că voi sunteți echipa câștigătoare și ne mai jucăm o dată, da? Dar stăm la loc. Voi ați primit o invitație astăzi, că ați fost ajutorul și profesorul de sport. Știu că vreți să vă jucați, dar stăm pe canapeluțe și aleg eu imediat. Ia să văd eu cine nu s-a jucat. Uite, o să vină Alesia, că ea m-a ajutat, da? Alesia, o să vină și Maria și Elena într-o echipă, da? Și în cealaltă echipă vine Andra cu... voi nu v-ați jucat? Cu Bianca și Alexandra. Gata, da? Așa, același lucru trebuie să faceți. Eu amestec pietricelele, le arunc pe toate pe covoraș. Iar voi strângeți repede pietricelele. Echipa albastră este echipa de aici, echipa roșie, echipa de acolo, da? Acum noi stăm la linia de start. 3, 2, 1, start! Nu mai sunt, da? Ia să vedem! Așa, voi mergeți la loc, da? Iar eu număr pietricelele. În echipa roșie avem 2, 4, 6, 8 și echipa albastră a strâns. Ia să vedem câte pietricele. 12 pietricele, deci echipa câștigătoare este echipa formată din... Veniți aici, fetelor! Andra, Alexandra și Bianca. Și voi veți primi câte o invitație la film. Uite, vă oferă Ilona câte o invitație la film, da? Și mai facem o dată un joc, da? Nu mai avem timp să mai facem niciun joc.
ne mai jucăm după emisiune. Da, uite, ne mai jucăm o dată după emisiune. Acum veniți toți alături de mine. Ne mai jucăm încă o dată după emisiune, da? Acum noi trebuie să ne luăm la revedere, pentru că cele 2 ore de distracție și voie bună au luat sfârșit. Sâmbăta viitoare să nu veniți la locul nostru de întâlnire, pentru că nu o să fim aici, noi o să fim la mare. Dacă sunteți în stațiunea Olimp, vă așteptăm alături de noi pentru a petrece împreună pe data de 11 și pe data de 18. Vă așteptăm în stațiunea Olimp. Nu uitați să ne căutați și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde puteți găsi fotografii cu fotografii din toate emisiunile noastre, fotografii cu toate activitățile noastre și informații despre activitățile pe care noi le organizăm la Peștișorul de Aur. Așteptăm și mesajele voastre. Eu sunt Carina Bechir și vă doresc un weekend plăcut. Pa!